O femeie a ieșit din casă și a văzut trei bătrâni cu bărbi foarte albi stând în grădina ei. Păreau foarte săraci, slabi, nevoiași. Ea nu știa, dar în realitate acei trei bătrâni erau trei îngeri. Ea le-a spus: "Nu vă cunosc, dar păreți flămânzi. Vă rog să intrați și să mâncați ceva." Atunci unul dintre ei a întrebat: "Omul casei este aici?" "Nu," a răspuns ea, "este afară." "Atunci nu putem intra," au răspuns cei trei bătrâni. Seara, când soțul ei a venit acasă, ea i-a povestit ce s-a întâmplat, iar el i-a spus: "Du-te și spune-le că sunt acasă, invită-i înăuntru." Femeia a ieșit și a invitat pe bărbați înăuntru. "Noi nu intrăm împreună într-o casă," au răspuns ei. "De ce?" a întrebat ea. Atunci unul dintre bătrâni a explicat: "Numele lui este Bogăție," a spus el, arătând spre unul dintre prietenii săi, și apoi, arătând spre un altul, a spus: "El este succesul și eu sunt iubirea." Femeia a intrat și a spus soțului ei ce auzise. Soțul ei a fost încântat. "Bravo," a spus el, "dacă tot este așa, să invităm Bogăția să vină și să ne umple casa cu lux." Soția sa nu a fost de acord și a întrebat: Dragă, dar de ce să nu invităm succesul?" Sora lui, care asculta din partea cealaltă a casei, a spus: "Nu ar fi mai bine să invităm iubirea, astfel încât casa noastră să fie plină de iubire?" După câteva minute de gândire, soțul a fost de acord să invite iubirea. Femeia a ieșit și a spus: "Ne-am decis asupra voastră. Ne-am decis asupra bătrânului iubirii. Vă rugăm să intrați și să fiți oaspetele nostru." Iubirea s-a ridicat și a început să meargă spre casă, dar și ceilalți doi s-au ridicat și l-au urmat. Surprinsă, femeia i-a întrebat pe Bogăție și pe Succes: "Eu am invitat doar iubirea, de ce veniți și voi?" Bătrânii au răspuns împreună: "Dacă ați fi invitat Bogăția sau Succesul, ceilalți dintre noi doi ar fi fost lăsați pe din afară. Dar din moment ce ați invitat iubirea, oriunde merge iubirea, mergem și noi cu ea. Unde există iubire, există și bogăție și succes." Zi faină, dragilor!